Bună ziua, domnilor consilieri! Sunt prezentă ședința de astăzi 16 consilieri în 17, îmi cerește domnul consilier Marian Vasile, domnul consilier Cosma Nicolae este online. Deci 15 consilieri sunt prezenți în sala de ședință. Este prezent domnul primar Vâcuțe Cristian și delegat Cristătești. Procesul verbal de la ședința din 14 septembrie 2022 a fost înaintat la dumneavoastră, dacă aveți amendamente la procesul verbal. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua! Dispoziția numărul 937 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 27 septembrie 2022, ora 14, în sala de ședință a primăriei orașului Negrești. Petru Rusu Cristinel, primar orașului Negrești, județul Vaslui. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 27 septembrie 2022, ora 14, în sala de ședință a primăriei. Dau citire ordinii de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și regulamentul local de urbanism pentru construire biserică de rit ortodox, strada Mihaiu Gâlnicianu, numărul 96, oraș Negrești. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a OAT Negrești, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii, ormutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora. 3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 53,51 m², toată Negrești, strada Unirii, bloc E2, Carace, parter. 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 m² și dependențe ale acesteia, suprafață de 11,1 m², toată Negrești, strada Deșepa, numărul 5. 5. Proiect de hotărâre numărul 120 din 08-09-2022 privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al orașului Negrești către actualul chiriaș. 6. Proiect de hotărâre numărul 122 din 15-09-2022 privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al orașului Negrești către actualul chiriaș. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Școlii Gimnaziale numărul 1, sat Parcă, în sat Negrești, pentru anul școlar 2022-2023. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Negrești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Iorga Negrești, pentru anul școlar 2022-2023. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Negrești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul grădiniței cu program prelungit Norocel pentru anul școlar 2022-2023. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în cadrul Consiliului de Administrație al grădiniței cu program prelungit Norocel Negrești, județul Vaslui, pentru anul școlar 2022-2023. 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1, Parfaița, pentru anul școlar 2022-2023. 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Mihai David Negrești pentru anul școlar 2022-2023. 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Nicolae Iorga Negrești pentru anul școlar 2022-2023.
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 6-a bugetului local al orașului Negrești. 15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 de metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Negrești, atribuit doamnei conduc Cătălina Mihaela, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. 16. Același proiect atribuit domnului Bunduc Vasile. 17. Același proiect de retragere atribuit doamnei Candea Alexandra Maria. 18. Același proiect de retragere a lotului de teren atribuit doamnei Chirica Georgiana Iuliana. 19. Același proiect atribuit domnului Coman Alexandru. 20. Același proiect de retragere atribuit domnului Iordache Maricel Valer. 21. Același proiect atribuit doamnei Roman Alina Elena. 22. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Suplimentar avem 3 proiecte. Primul proiect suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 2020, privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin ANL aflate pe raza OAT Negrești. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării OAT Negrești la programul operațional infrastructură mare pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producție a energiei verzi pentru consumul propriu, în vederea obținerii finanțării nerambursabile necesare realizării obiectivului de investiții în ființare de capacități de producere a energiei din surse regenerabile în orașul Negrești, județ Vaslui, pentru consum propriu, în program anual de investiții la orașul Negrești 2022. Și 3 proiecte de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiții extinderea instalației termice la Casa de Cultură Orășenească Negrești, spațiul Poșta Română, orașul Negrești, județ Vaslui, în program anual de investiții al orașului Negrești. Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și a regulamentului local de urbanism pentru construire biserică de rit ortodox, strada Mihaicu Grămiceanu, numărul 96, oraș Negrești, județ Vaslui. Avizele de la comisie. Comisia 2 și 3. Favorabil. Urbanismul favorabil. Discuții dacă pare favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Cosma Pentru. Proiectul numărul 2 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietate publică sau privată a OAT Negrești, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură fizică necesară susținerea acestora. Avizele Comisiei 2 și 3. Comisia de urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul numărul 3 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 53,51 metri pătrați, situat în Negrești, strada Unirii, bloc E2, scara C, parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești. Comisiile 1 și 3. Rog, avizele. Comisia Economică de Sfântul, regim favorabil. Discuții? Pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Domnul Cosma pentru. 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 metri pătrați și dependențe în suprafață de 11,1 metri pătrați, situat în Negrești, strada Deceva, numărul 5, aflat în domeniul privat al orașului Negrești. Avizele de la comisii, comisia 1 și 3. Comisia Economică a favorabil. Comisia Juridică favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Domnul Cosma pentru. 5. Proiect de hotărâre numărul 120-08-09-2022 privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al orașului Negrești către actual chiriaș. Comisiile 1 și 3 avize. Comisia economică aveți favorabil? Comisia favorabil. Având în vedere că este vorba de persoană, să facem vot secret. Aveți acolo unele, dar nu știți ce să faci. Nu putea fi invocat, nu mai proprietar. Am făcut În urma votării s-au înregistrat 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate, un vot neexprimat. Deci, prin urmare, puterea votării. Nu contează. Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 122 din 5.09.2022 privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al orașului Negrești către actual chiriaș. Alinezi, și stai pe jos, așa că stai jos. Dar ce se îmbrie cu forma de copii? Și trebuia să pune problemă, pentru că mă pune că nu se mulțumesc. Thank you.
Da? 15 voturi 0, împotriva, pentru 0 împotrivă, 0 anulație, un vot neexprimat. Șapte, proiect de hotărâre privind designarea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Școlii Gimnaziale numărul 1, stat parte al Alecrești, pentru anul școlar 2022-2023. Mai știi, mă, fac o comisie de învățământ. Comisia 4. Aviz favorabil. Și candidatul. Păi, dar unul, Daniel, cât e? Da? 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate, un vot neexprimat. Proiect a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind designarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului de Grești, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Iorga Negrești pentru anul școlar 2022-2023. Avizele comisiei. Comisia 4. Favorabil. Trecem la vot. Propunerea a fost a domnului primar pentru domnul Săvuță. Thank you.
Noi trei, eu și cu domnul Pană. Și cu da? 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate, 1 vot neexprimat. Proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul grădinitei cu program prelungit Norocel pentru anul școlar 2022-2023. Avizul Comisiei de Învățământ. Aviz favorabil. Să trecem la vot. Propunerea pentru domnul Bacu. Opa, este bine.
La Norocelul, nu, nu. Vezi, la Norocelul, nu. Da, e Norocelul. Vrei veni, vrei veni, am votat el. Nu, nu, e grăzit la Norocelul și eu știu. Deci proiect de hotărâre privind declinarea unui consilier local în cadrul Consiliului de Administrație al grădinii din program prelungit Norocel. Da. Propunerea domnului Săceanu. Avizul comisiei. Să vedem vot. Da, în urma votului exprimat, domnul Săceanu Ioche Dumani are un vot neexprimat, 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulare. Următorul proiect privind designarea unui consilier local, în cazul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1, Sat Parfalița, pentru anul școlar 2022-2023. Propunerea este domnul Săvuță Constantin. Avizul Comisiei de Învățământ? Aviz favorabil. Domnul Cosma, microfonul, microfonul se aude. Domnul Săvuță Constantin a obținut 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate, un vot neexprimat. Proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Mihai David pentru anul școlar 2022-2023. Propunerile sunt domnul Baciu, domnul Bunduc și doamna Calciu.
Aici, 13. O secundă. 0, 1, 0, 0, 14 pentru, 1 împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Următorul proiect. Privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consiliului de Administrație a Liceului Tehnologic Nicolae Iorga Negrești pentru anul scolar 2022-2023. Avizul Comisiei de Învățământ. Avizul favorabil. Propunerile domnului primar pentru Consiliul de Administrație sunt. Domnul Cosma Nicolae, în urma votului exprimat, 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate, un vot exprimat, toți cei 3 candidați. Domnul Cosma, domnul Ionescu, domnul Mariciu. Proiectul a fost adoptat. Și a doua eleagă libere. Proiect de hotărâre privind rectificarea a 6-a bugetului local al orașului Negrești. 5. 5. 7. 5. 6. 6. Avizele comisiilor 1 și 4. Învățământ favorabil. Domnul Bace. Aveți favorabil. Dacă sunt discuții, am înțeles că la comisie s-au discutat și avem și un amendament. Amendamentul e cu privire la acordarea unei sume de 75.000 de lei pentru recensământ. Discuții? Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Iar acum îi supun la vot tot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Proiectul a fost adoptat. Deci, proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui lot de teren, suprafață de 500 de metri pătrați, aparținând domeniul privat al orașului Negrești, atribuit doamnei Bunduc Cătălina Mihaela, în vederea construirii unei locuințe de proprietate personală, cu conformitate cu prevederile legii numărul 15 din 2003. Avizul comisiei numărul 2.
favorabil în Comisia de Urbanism. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect, cu același conținut, retragerea unei suprafețe de teren, atribuit domnului Bunduc Vasile. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Următorul proiect, la fel, retragerea dreptului de folosință pentru doamna Cantea Maria Alexandra. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Următorul proiect, același proiect, este vorba de doamna Chirica Georgiana Iuliana, comisia numărul 2. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Același proiect, este vorba de domnul Coman Alexandru, comisia numărul 2. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Următorul proiect este vorba de domnul Iordache Marcel Valer, comisia numărul 2. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, același proiect, este vorba de doamna Roman Alina Elena, comisia numărul 2. Comisia de Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Primul proiect privind modificarea și completarea HCL numărul 59 din 2020 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru șoferi prin ANL aflate pe raza OAT Negrești. Comisia, avizul comisiei numărul 3. Jurin. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Următorul proiect privind aprobarea participării OAT Negrești, județul Vaslui, la programul operațional infrastructură mare pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producție a energiei verzi pentru consum propriu, în vederea obținerii finanțării nerambursabile necesare realizării obiectivului de investiții, ființare de capacități de producție a energiei din surse regenerabile în orașul Negrești, județul Vaslui, pentru consum propriu, în programul anual de investiții al orașului Negrești, din anul 2022. Comisiile 1 și 2. Aviz favorabil Comisiei Economice. Urbanism aviz favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ultimul proiect privind introducerea obiectivului de investiții de instalații tehnice la Casa Orășenească de Cultură, spațiu Poșta Română, oraș Negrești, județ Vaslui, în programul anual de investiții al orașului Negrești pentru anul 2022. Comisiile 1 și 2. Economic favorabil. Urbanism a zis favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dacă întrebări, informarea consilierilor, interpelări? Dacă nu sunt, declar ședința închisă. Sunt o chestiune am dezlegat. Luna trecută am uitat să ridicăm o cravata locului. Cred că cei care se poate să în apele amintarea să le văd acela stare inițial. Cred că nu e ca sigur am atat cu poșe așa, nu se poate nu sunt confundente. George, vă spun că a rămas un șantne asfaltat. E acoperit de vegetate, de aici, cred că l-a scăpat de vedere constructorul. Nu s-a terminat încă refacerea și George Coșbuc este o stradă care i-a trebuit să facă recepția finală și trebuie să se intervină de către firma Danlin pentru refacere pe George Coșbuc. Undeva, nu știu, am spus, nu știu, 100 de metri,
Da, acolo mai sunt scrăpături și ce-au mai apărut și George Cosbuc va fi... Urmează săptămâna viitoare, probabil, pentru a putea semna recepția din loc. Dacă așa... Adică George Cosbuc și mai este și o porțiune de Locotenent Mitică va fi. Să pregătim pentru recepție. Da, iar la stadion am văzut că s-a reparat, dar cred că o ruptă înapoi, ori... Da, la stadion chiar în fața acolo, la depozitul... Da, 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 acolo unde face intervenția cu stradosa cealaltă. Da, nu știu ce probleme au avut la un canal. Canal. Nu, pentru stingerea incendiilor au avut la un hidrant, au avut o problemă și s-au scăpat. Tot ei trebuie să repară, ei au intervenit. Probabil în brața de mult. Dar, repet, refacerii nu au fost terminate, nu s-au recepționat, nu au încă nu. Nu au fost mai au, mai au, mai au mici, punctul nu mai trebuie să intervină. Altcineva? Declar ședința închisă. Mulțumim.